Plecarea fratelui Cornel ne-a sprâncinat pe toți, cel mai tare probabil familia și biserica de la Kitchener. De aceea, în zilele următoare, vă îndemn să vă rugați pentru familia fratelui Cornel, pentru soția dumnealui Sora Chipuța, pentru copiii pe care le-a lăsat în urmă, pentru nepoți. Și am fost solicitați să ne rugăm și pentru starea bisericii din Kitchener, ca Dumnezeu să poarte de grijă în vremea aceasta bisericii și să o întărească. Aș vrea să vă spun că la această tristă întâlnire am dat mâna cu mulți frați păstori care m-au întrebat de biserica de la Montreal, care au transmis cuvinte de salut bisericii de aici. Cred că au fost prezenți peste 40 de frați slujitori veniți din Statele Unite, din Canada, din Europa chiar. Și mie mi-ar fi acum greu, poate chiar imposibil, să-mi amintesc pe toți aceia pe care i-am întâlnit și care m-au întrebat despre biserica de aici. Dar aș vrea să vă spun că își amintesc mulți dintre ei, din cei care mi-au vizitat, își amintesc cu plăcere de biserica Domnului de aici și se vor ruga și ei pentru noi și Dumnezeu să ne mângâie. Fratele Mircea mi-a lăsat, ca de fiecare dată, privilegiul de a spune un cuvânt de bun venit musafirilor noștri. Și dimineața aceasta sunt încunoștințat că au ajuns în mijlocul nostru familia Dima, fratele Răzvan, sora Loredana, împreună cu cei doi copii, venind din București, din Biserica Philadelphia, Biserica de pe strada Sebastian, 43, cred că era numărul. Îi rog să se ridice în picioare, să îi cunoaștem. Bine ați venit în mijlocul nostru. Dorim să vă simțiți bine printre noi, ca într-o familie a Domnului. Și pentru că știu că ați emigrat în Canada, adică ați venit definitiv, am vrea să vă spunem că ne-am bucurat să vă integrați printre noi. De la început vă spun că nu suntem desăvârșiți. Poate că unii au avut bunăvoința să vă spună lucrul acesta dinainte de a vă spune eu. Eu îl recunosc, nu suntem desăvârșiți, dar încercăm să-L slujim pe Domnul și ne-am bucurat să fiți parte cu noi la această chemare. Domnul să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă, să vă dea ajutorul Lui în procesul integrării în societatea de adopție și dacă într-un fel noi cei de aici vă putem fi de ajutor, nu ezitați, suntem frații voștri, surorile voastre și cu bucurie vă primim. Dacă aveți un cuvânt de salut din partea fraților de la București. Nu? Bine. Am ajuns și am venit de astăzi, nu să mai găsesc adresa. M-am găsit, nu stăm pe altă parte, nu vreau în locuier și am zis, hai să venim și n-am venit. Noi ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și încă o dată zic Domnul Iisus să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă. De asemenea, ne vizitează dimineața aceasta sora Emilia Jolsa, sora fratelui Cosmin Pantea. Sora Emilia este însoțită de fetița dumneei, cu numele Miriam. Ne bucurăm că ați ajuns în mijlocul nostru, probabil în fizică, sau tot definitiv? Da, e bine. Să te orientezi pe aici, nu știu dacă îți place Canada, Montreal e un loc bun, zic eu, deocamdată. Un cuvânt de salut? Nu? Dacă mai avem și alți musafiri de prezența cărora n-am fost încunoștințat, aș vrea să le spun un cuvânt de bun venit cu caracter general și dorim ca Domnul pe toți musafirii noștri să-i binecuvânteze. Amin. Acestea fiind spuse, voi da loc în continuare fratelui Santu să-l laude pe Domnul cu o cântare. L-am întrebat și a fost printre puținii care mi-au răspuns pozitiv în dimineața aceasta. Fratele Santu are întotdeauna o cântare pentru lauda Domnului, după cum și Domnul are câte o binecuvântare pentru fratele Santu. După fratele Santu, corul de fete. Și Domnul să binecuvânteze și corul de fete. Amin. Amin.